facem pască de cartofi. Cartofi. Și avem aici cartofi. Unii curățați și alții necurățați. Da, așa ca să fie mult. Ca să vadă. Da, da. Și ce mai avem? Brânză. De care? Din asta ca de casă, de burduf, dar totuși miroasa. E brânză de burduf. E brânză. E bun, dar foarte bună. Eu din asta fac. Ouă punem, ouă, brânză, cartof. Asta îi facem aluat simplu. Sare. Sare. Atâta, mai mult nu. Făina e cumpărată sau e de aici? De la e de la moară. E moară. Asta e făina noastră, din grăul nostru. Cultivați grâu? Am cultivat foarte mult timp, dar punem... Ne dau fermierii care unde ne-am dat pământul. Le-am dat pământul în arendă. Uh-huh. Așa, punem drojdia. În apă caldă. În apă caldă, da. Deci ați pus cam un... Cât o nucă. Ca o nucă. Facem loc aici. Și punem aici... Cred că să fie și suficient apă. Acum fac cu lingurița. Dar după aia bag și mâna, că trebuie să fie foarte bine amestecat. Acum amestec. După cum vă dați seama că e gata? Să n-aibă cocolaș. Să n-aibă cocolașe. Așa, la căldură se pune. Se pune la căldură pe sobă. Aveau și de lumire la noi în zonă. Da? Cum zice mama? Părăsca. Părățca. Părățca înseamnă ce? Colaj. Zice, era colac și părățul era... Pentru colindat ne dădea... Care vă arăt eu acum? Pentru colindat. Erau diferiți? Da. Mai mici. Uitați, ăsta era pentru colindat. Uitați, așa era. Mereu trebuia să aibă găurică asta așa. Da? Din asta se făcea multe. Făceam câte 100. Dar de ce trebuia să fie așa? Așa că ar avea aspect, așa m-am învățat de la străbunii.